Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la o nouă ediție Sport Arena. În această seară avem umbratul emisiunii trei tineri cu coreograf care au venit de la București pentru a
si valuti in realtà. Spune și din partea ei frumoasă de când a început dansurile, de când a practicat. Da, eu am început dansurile aici la Giurgiu. În clasa întâi, așa împreună cu o colegă de clasă, numai că m-am ținut de treabă și am mers mai departe de la studii. Să eu activez.
sânge. Da. Să aibă grijă de ei, de numărată ori, așa că a fost mai ușor. Mai ușor. Deci, cam de câțiva ani ați început și pe partea de apă, da. La 10 ani. Da, o vârstă frumoasă, deja ați now.
o înțelegeți foarte bine atât pe plan profesional, și comun. Iar când dansați, că practicați voi doi, mergeați împreună la spectacole, la festivaluri sau la
Siguran să vă întreb ce se practică la școala voastră de dans, de sunt de aici, în Giurgiu. În Giurgiu avem activ cursul de dans modern. Deja
avem același succes și ne dorim suflet să reușim să ne bucurăm de succes și în jurul trebuie să avem încredere și să
de este compositor pentru copii sau.
că deja consumi n-am mers cu trupa anul acesta la festival tinereții și am resimțit lipsa costumelor.
după cum vedem și invitații noștri din această seară, a fost pentru ei un debut la vârsta de 6-7 ani.
social. Thank you.
au ceva nativ, atunci sunt pe la grupele de început. Când iau unii copii să învețe o coreografie. Faptul că noi mă refrac
aici și ai invitat la acest festival. Am observat și copiii înscriși la exact. Da. În ideea de a nu
am văzut pe cei mici și Cosmin, te rog să ne spui cum poți, cum se lucrează cu ei.
fost un party până la 2-3 dimineața. Nu mai vreau să ce nu copii oricum a rămas până la 2-3. Нужно.
but you
singurul băiat așa cum am fost și eu. Câțiva ani de zile se numește Alexandru. Și al
Institutul de Arte pentru Copii Jocelyn. Este un festival de arte pe care îl organizeze eu copiii de la Dansor. Am înțeles. Adică nu sunt implicați oameni mari. Este un festival de arte cu copii pentru copii organizat de copii. Așa ai fost și tu cu toți.
acel dans, să de la dans, România dansează, vă rog. Ce
mare valoare care dansa mai mare și atunci mult mai critic și fiind de la asemenea valoare. Așa este puțin
reușesc de un timp foarte scurt pentru a pregăti ceva de calitate, pentru că nu vreau să mergem doar să ne întâlnim bomba. Yeah.